deșteptarea. Nu se întâmplă fiecare zi să vezi șoferi de 90 de ani la volan, da, care chiar se dau jos din mașină și întreabă polițiștii, domne, cum ajung acasă, că am uitat tare, unde stau. Cum? Râdem noi, râdem, da, uite, la o vârstă se poate întâmpla treaba asta. Deci e pe bune? Adică da, este foarte pe bună. Uite, un șofer de 90 de ani a blocat șoseaua Olteniței, Piața Sudului, pe acolo, pentru că nu-și mai amintea drumul spre casă. Bărbatul a spus că a uitat pur și simplu și că a văzut un echipaj al poliției locale. Aceștia l-au ajutat să ajungă în siguranță la domiciliu. Continuă știrea, în timp ce fluidizau traficul în zona Piața Sudului, vezi, ori aterizează elicoptere americane, ori e pensionari la 90 de ani pierduți. Ceva trebuie să se întâmple când fluidizezi traficul, știi? La poliție ar trebui să aibă antrenament special, situații neprevăzute. Așa, și? A venit situația asta mai puțin obișnuită. Un conducător auto a oprit autoturismul pe șoseaua Olteniței, nu a mai vrut să-și continue deplasare. În vârstă de 90 de ani, acesta a solicitat sprijin agenților poliției locale, rugându-i să-l conducă acasă, întrucât are probleme cu memoria și nu-și mai amintește drumul. Așa scriu polițiștii pe pagina lor de Facebook. Lucruri, na, care se pot întâmpla păi la vârsta și cum aia l-au dus acasă? Problema este că nu știu dacă mai e bine să te uși la volan la vârsta aia, știi? Că da, vin o zi, vorba celor de la holograf, când totul se va sfârși, inclusiv conduțul prin oraș. Până când te urci tu, poate are omul și familie, adică nu știe nimeni ce face tataie. Tataie, uite, cheile, nu-l vede tataie. Fura mașina, știi? Așa a plecat cu ea, așa. Dar dacă pleacă într-o zi, nici nu o să-l mai găsiți, adică se poate rătăci rău. Dar și poliția, îți dai seama cum s-a dat oamenii așa, nu mi-aduc aminte. Păi și cum? Bine că nu i-a spus. Știi că la poliție poate să spună asta. Duceți-vă dumneavoastră la sediu la noi și depuneți o plângere. O cerere. O cerere, da. Și vedem noi cine vă ajută în momentul ăla. Bine, e o întreagă discuție care a ieșit după știrea asta. Nu știu, contează vârsta sau ar conta mai mult acele analize pe care trebuie să le facem din când în când, chiar și în zone superioare ale corpului? Că De la o vârstă poate ar trebui să te controleze mai des. Adică acum e la 10 ani, poate de la, știu eu, 65-70 ar trebui controle dese, la un an, la doi. Cum se face ITP-ul la mașini mai vechi de 10 ani, parcă din an în an, știi? Serios? Da, nu se mai face odată la 2 ani. Serios? Înseamnă că mă apropii. Ce veste mi-ai dat. Așa ar trebui să ne facem și noi ITP-ul. Da, și la noi zice că odată pe an să face ITP-ul la noi, nu? Așa. Aia când faci analize din alea chipurile gratuite. Lasă analizele alea, zic un ITP. A, așa, da, anual poate. Știu, dacă ai 80 de ani și vrei să conduci, poate trebuie să mergi anual să te vadă o autoritate a statului, să vadă dacă poți să conduci. Că nu e vorba cât de limpede ești la minte, dar e vorba și cât de bune sunt reflexele tale, nu? Și ce poți produce în trafic. Sau cum să te ferești, că așa e la noi. Că la noi e ca la biliard. S-au efectuat demersuri pentru reevaluarea medicală privind dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice. Bine că s-a terminat cu totul cu bine, da. Și până la urmă, cred că a procedat corect. S-a oprit, a întrebat, a ajuns acasă. Corect. Și bine că nu s-a dus la mascați, că știți că ea mai greșesc adresele din când în când. Cine știe ce bunic aduceau acasă. Da. L-ați pierdut bunicul, dar noi nu, al nostru e aici. Deșteptarea